Bună ziua și bine v-am găsit la dezbaterile Hot News. Sunt Laurențiu Ungureanu, sunt jurnalist. Am impertinența de a-l prezenta eu pe colegul Eugen Istodor, scriitor și jurnalist. Mulțumesc că ai acceptat să rafinezi această dezbatere. Nu are nicio importanță, îl avem pe Barbu Mataescu și asta e cel mai important lucru. Împreună cu care o să navigăm prin România anului electoral 2024, vă propun să începem cu următorul anunț făcut luni, 1 aprilie, de Universitatea din București. Zice așa acest anunț că în urma unei descoperiri senzaționale, cercetătorii au ajuns la concluzia că Universitatea din București a avut ca precursor o universitate secretă înființată în anul 1460 de domnitorul Vlad Țepeș. Așa că iată, putem marca 564 de ani de tradiție academică în România. Sigur că e o glumă, dar e o glumă cu mii de aprecieri, distribuiri, comentarii. De ce credeți că e amuzantă această glumă? Pentru că e o premisă neverosimilă? Pentru că e o ironie fină? De ce râdem? Secretul umorului e surpriza. Și nu prea avem cazuri de instituții, în special cu un profil foarte serios, cum este Universitatea din București, care să folosească umorul în comunicarea publică. Cred că asta a fost ceva foarte, foarte șarmant. Dacă mi-amintesc bine, povestea chiar a fost un pic lungită, că de fapt ei sunt înrudiți cu Academia Hogwarts din lumea Harry Potter, deci iarăși un element de surpriză, ok, tu, instituție, Universitatea din București, zici ceva surprinzător, dar este și mai surprinzător cum se extinde povestea. Deci a fost un exemplu inspirat prin care să atrage atenția într-un mod benefic asupra ta ca instituție. Dar vorbește și de faptul că trebuie să recunoaștem anumite cuvinte cheie, nu? Și aici e o ruptură între studenți și lumea aceasta universitară. Cum s-a vrut această glumă? Centrată doar pentru inițiați sau și pentru restul lumii? Greu de spus. Facebook-ul e o rețea care este folosită din ce în ce mai puțin de tineri, definind aici tineri, oameni, nu știu, sub 30 de ani, de exemplu. Nu cred că a fost chiar așa de... Nu cred că a fost un efort de țintire a glumei către un public anume. Cred că a fost destul de bine croită ca să nu fie înțeleasă doar de puțin, de aceea și-a avut un impact foarte mare. Deci mi s-a părut o inițiativă destul de inspirată de comunicare. Dar în același timp și de excludere, repet. A cui? Studenții nu înțeleg această glumă. Harry Potter poate să povestească ceva. Nu știu dacă... tu, ca universitate, poți să comunici cel mai eficient cu studenții prin glume. Cred că altfel comunici cu studenții, rezolvând niște probleme. Și deci nu prea sunt așa sigur că s-au adresat studenților sau elevilor, potențiali studenții universității. Dar vorbim de ceea ce el va iniția foarte curând, Laurențiu, este acest public de care nu știm. Studenții. Mereu enigma. Și acum venim la povestea, tinerii votează cu aur. Când spunem că tinerii votează cu aur, e ca să spun așa... O parte din ei votează cu aur. O parte unde au fost? Unde sunt? Unde îi găsim? Cum s-au contaminat? Această parte. Sunt în mare măsură, vorbim de un profil similar cu tinerii care au votat aur la parlamentarele din 2020. Când aur a intrat în parlament, scorul aur în rândul oamenilor cu vârsta peste 60 de ani a fost de 1%. 1. Nu treceau pragul. Dar au beneficiat de o susținere consistentă din partea tinerilor din rural. Și chiar putem să studiem cu toții reflexul ăsta, în ce măsură există mintea noastră. Când spunem tinerii, nu cumva ca un reflex ne gândim la tinerii din marile orașe, tinerii studenți, uităm de tinerii care există în mediul rural, care sunt mulți și care nu au aceleași oportunități din niciun punct de vedere, precum cei din mediul urban, mai ales din marile orașe, și care se confruntă și cu dificultățile pe care le ai când locuiești în mediul rural din România. Și iarăși, nu vorbim de suburbii, Ilfo, Florești, așa zisul rural, ruralul autentic, și se confruntă și cu problemele pe care le au tinerii din România, în genere. Și în contextul ăsta să optezi pentru forțe care sunt antisistem,
E un reflex psihologic destul de natural. În ciclul electoral trecut, până la AUR, asta însemna, de exemplu, USR. Sau USR Plus, cum a fost în acea formulă. Acum, unul din mecanismele care funcționează și mobilizează tinerii înspre AUR este faptul că AUR exprimă o emoție și unii tineri găsesc în acea emoție pe care exprimă AUR aceeași emoție, aceeași frustrare, aceeași furie pe care o au și ei. De unde vin aceste furii? Păi vin din niște realități foarte simple. Ignorare? Vin din lipsuri și frustrări. Ai telefonul în mână, te duci pe TikTok, te duci pe Instagram. Vezi nu cum trăiesc tinerii din Amsterdam și New York. Vezi cum trăiesc tinerii din Cluj-Napoca și Timișoara. Și este la planete distanță de unde ești tu. Într-un loc unde nu există nici măcar gară. Foarte departe și ca timp și ca spațiu de orașul cel mai apropiat unde sunt locuri de muncă, eventual, dacă sunt locuri de muncă, și asta e întrebare. Și de asemenea, tot prin TikTok și Instagram, dar nu numai prin asta, ajungi să vezi, să fii expusă sau expus la standarde apropo de lux și de calitate. Iată cum arată oamenii frumoși, iată ce se mănâncă. Iată ce mașină au. Și sunt oameni de vârsta mea. Ah, bun, sunt fotbaliști, sunt vedete de muzică. Oamenii au foarte mult. Eu de ce nu am atât de mult? Și când societatea nici măcar nu ți oferă o mică, o mică șansă să poți să speri că poți să obții la fel, evident că apare furia. Dar asta nu e singurul mecanism, o mulțime. Poate fi și influența părinților. Unul din lucrurile care s-a întâmplat în pandemie este că, tinerii de toate felurile au socializat mult mai mult cu părinții decât cu colegii de generație, de școală, de liceu, de facultate. Și asta în unele cazuri a dus și la transferul unor valori și unor idei de la părinți către tineri. Furia asta despre care vorbești mai poate fi remarcată și în barca cealaltă, a celor care îi demonizează pe tinerii ăștia și spun că votează AUR pentru că sunt analfabeti funcționali, pentru că știu să citească doar subtitrări de TikTok. În orice caz, e o insultă colectivă la adresa lor. Cum ne explicăm noi faptul că oamenii își exprimă cu atâta vehemență neîncrederea în opțiunea celorlalți? Opțiune pe care, iată, mi-a explicat-o un pic. AUR a știut să apese fără să vrea niște butoane în mentalul colectiv prin care să se definească drept un pericol. Chiar acum câteva săptămâni vorbeam cu un prieten și îmi spunea: nu, domne, nu sunt rusofil. A doua zi iese Lavric și spune: ce vedem acum e un război între Putin și globaliști. Fiind destul de clar, vrem să câștige Putin și nu globaliștii. Când ți-e lumea mai dragă, iarăși apare cine știe ce figură cu afiliații legionare și scoate un citat de acolo. Nici măcar nu este o chestie planificată. Pur și simplu, AUR reprezintă o coaliție de interese. Există acolo și putinofili și putinofobi, există și legionari, există și oameni care n-au absolut nicio legătură cu Codreanu. Dar sunt oameni care au niște păreri foarte clare și foarte clar asumate. Nu există nuanțe la AUR. În momentul când ai niște păreri foarte clar asumate, vei înfuria pe cineva. Cel care are părerea clar asumată în sens opus. Când ești un cuib de păreri foarte clar asumate în diferite direcții, vei înfuria foarte multă lume. Deci, povestea asta cu demonizarea AUR, eu o văd legată de ceva, de un fenomen mai vechi, care este demonizarea electoratului PSD. Și acolo este o formă de semnalarea virtuții, cum se mai spune în sociologie. Adică, iată eu cum sunt superior altor oameni și asta solidifică, face și mai puternică opțiunea mea de vot care e contrar opțiunilor de vot. Adică îmi dă și mai multă încredere că opțiunea mea de vot este corectă pentru că acești oameni care au altă opțiune decât mine, iată cum sunt, iată ce defecte au. Dar e și o demonizare demonizare între generații. Generația Facebook, da? Analfabeția de pe Instagram care se uită la poze și la TikTok. E generația tânără. Este o ruptură între generații. Da, cum? Și e globală.
e global. Pentru că fiecare, cum să spun așa, timpul e foarte dens acum. Viteza schimbărilor e foarte mare. Un an înseamnă cam cât 10 ani sau 15 ani secolul trecut. Pentru că volumul de informație care apare este imens. Schimbările sunt imense. Aflăm de lucruri care sunt foarte departe de noi. Și lucrurile astea, datorită conexiunilor economice și de alte feluri, au impact asupra vieții noastre. Deci totul a devenit mult mai... Timpul se scurge altfel acum. Și asta înseamnă, de exemplu, și că fiecare generație are o experiență radical diferită de al celelalte. Lucrurile nu sunt deloc ajutate în România de faptul că noi am avut o istorie foarte densă. În preț de, să zic, trei generații, am trecut de la începutul domniei lui Ceaușescu, care era cu ceva prosperitate, cu ceva aparentă deschidere spre vest. Am trecut prin epoca de final a comunismului românesc, foarte încărcată cu privațiuni, hiperinflația anilor 90, intrarea UE și NATO. Deci totul trecut prin foarte multe etape foarte repede. Și asta în continuare, deci asta este încă un element care accentuează diferența dintre generații. Câți ani a avut un om când a căzut Ceaușescu, când a intrat și de asemenea câți ani avea când a intrat România în Uniunea Europeană? În funcție de răspunsul la întrebările astea două, ai cu totul alt destin, ai cu totul alte oportunități sau n-ai deloc oportunități. Și din cauza asta și generațiile se privesc, nu se înțeleg foarte bine. Și sunt generații eșuate? Le poți... Fiecare a avut eșecul și dificultăți de adaptare pe care le vezi implicit. La o singură generație, cred că se poate spune, dar nu spune că este eșuată, ar spune că s-a aflat într-un set de circunstanțe groaznic. Și anume, sunt cei care erau, la momentul căderii lui Ceaușescu, deja se formaseră în comunism, deja deprinseseră niște valori, deja învățaseră cum să supraviețuiască în acel sistem și care, practic, ce s-a întâmplat cu ei în momentul când a căzut comunismul în România sau Ceaușescu, este că au pierdut al treilea război mondial. Al treilea război mondial n-a fost cu bombe și mitraliere, a fost economic. Și a fost generația care s-a confruntat cu acea înfrângere, cu consecințele acelei înfrângeri, de șomaj, șocul psihologic al anilor 90, care a dus la Vadim, apropo. Dar ei nu mai aveau, nu erau destul de tineri sau nu erau destul de copii încât să poată să se adapteze la o lume nouă, să poată să obțină fructele pe care l-a reprezentat, de exemplu, integrarea noi. Acea generație a suferit foarte mult, dar n-aș spune că este eșuată, pentru că până la urmă, prin opțiunile lor, inclusiv de vot, România a ajuns să intre în Uniunea Europeană și NATO. Și chiar și înainte de război se putea spune, uită-te la Ucraina, de exemplu, de țară, care n-a intrat în UE. Și uite cum arată nivelul lor de trai și cum, prin comparație cu al nostru. Acum, din cauza războiului, partea legată de NATO. Deci cred că până și acea generație a luat deciziile corecte în cea mai mare parte. Poate fi o locomotivă generația ta, născut în anii 80, absolvent de Pennsylvania University, reîntors în țară. Cum comunică generația ta cu generația pe care tocmai ai descris-o? Nu-i prea înțelegem nici noi. Generația mea este între generația celor care au acum, să zic, de la un... generalizez, dar de la 45-46 de ani până spre 65, dar nu suntem nici generația TikTok și Instagram. Și suntem, ca să generalizez, deci ceea ce spun evident că nu implică o judecată pentru fiecare om din generația asta, dar noi suntem cea mai consumeristă generație din istoria României. N-am apucat să prindem UTC-ul, deci nu știm cum este liceul făcut pe vremea comunismului. Este vorba de o generație care, primii care luăm credite, primii care fac din Ilfov altceva decât sectorul agricol Ilfov care era odată și îl fac practic haina capitalei. În același timp, sunt niște șocuri care au survenit pentru noi destul de târziu încât să putem să le manageriem din punct de vedere psihologic. Într-o oarecare măsură, mă gândesc aici la prima criză economică, cea din 2007-2009, dar mai ales la pandemie. Peste tot, și în România, dar mai ales în străinătate, există studii care arată în pandemie au suferit și mai mult tinerii, din punct de vedere psihologic. Pentru că erau la vârsta la care aveau nevoie să deprindă lucruri comunicând
cu colegilor de generație. Noi am fost ceva mai bine echipați. Până la urmă, nicio generație nu poate să-și atingă obiectivele singură. Nu se poate, nu avem, cum să spun, structura demografică care să permită victoria unei generații peste altea. Trebuie să cooperăm mai mult sau mai puțin. Și mai e ceva. Se adună câteva răni. Generația 80, 90, poftim, după Revoluție, are problemele cu cine a tras la noi crimele de la piața universității. Generația voastră, colectivul, niciuna din aceste mari evenimente și dure evenimente, aceste evenimente n-au o rezolvare. Eu aici au rămas cumva... Eu aș îngloba răspunsul meu într-un lucru pe care îl mai văd din când în când pe Facebook și când îl văd, îl încerc să-l corectez. Protestatul în stradă nu produce niciodată efecte. Oameni buni, întotdeauna a produs efecte. A căzut guvernul Ponta, Ponta a pierdut prezidențiale, nu s-a mai făcut Roșia Montană, apropo. Da, din când în când se mai rulează sondaje. Cine a avut dreptate în 90? Ion Iliescu sau protestatarii? Și ce se întâmplă este că cu cât trec anii și deceniile, cu atât mai mult se înclină spre o hipermajoritate, spre unanimitate, care spun protestatarii au avut dreptate. Nu Iliescu că a chemat minerii. Deși în clipa aceea Iliescu a câștigat și cauza aceea părea că e cea câștigătoare. Generația care a suferit în 89 și 90 a trebuit să descurce niște circunstanțe foarte grele și a reușit să, după cum spuneam, să ducă România pe un drum optim. Generațiile mai tinere de acum se confruntă cu alt tip de rând, pentru că expunerea la informații este foarte mare și este, cum să spun, gradul de conștientizare a unor probleme chiar și globale cu implicații românești, cum este încălzirea globală. Toate lucrurile astea îi macină mult mai mult. În, să zicem, acum 15 sau 30 de ani nu știai că se întâmplă, nu știu ce, tragedie umană în Myanmar. Acum știi. Deci asta este o sursă, să zic așa, de probleme psihologice pentru generația mai tânără. O derută. Generația tânără, că venim astăzi, e într-o derută. Să-ți dai bacalaureatul sau nu, mai contează facultatea sau influencerii. Să rămâi în România sau nu? Prima întrebare. De fapt, asta cu România sau e o deterioră, nu mai contează teritoriul, nu mai contează, iată, educația cu atât foarte mult. E o influență, e o prezență a influencerilor, a modelelor, nu, fotbaliști de toate felurile, sportivi în general. Fast, totul este fast și poți să ajungi la rețete de succes fără aceste instituții care, iată, dominau generațiile anterioare. Iarăși aici o să am o părere un pic mai optimistă. Toate generațiile tinere sunt în derută. Chiar cred că își caută deruta. Chiar și în comunism, când aparent totul era setat, toată lumea era îmbrăcată la fel în clasă și propaganda era foarte bine cântărită și se știa foarte clar ce trebuie să conțină, mesajele pe care trebuie să le conțină filmele pentru tine. Și acolo exista derută, dar era de alt tip. Cum obțin prezervative, unde găsesc tampoane, cum găsesc benzi și casete de Beatles sau Led Zeppelin sau ce mai era prin vest, sau ABBA, în funcție de epocă. Ceea ce, cum să spun, generația tânără, dacă e să ne uităm la generație tânără aflată într-un moment de criză, e anul 2000. Scorul lui Vadim în rândul tinerilor a fost înalt atunci și a fost foarte important atunci pentru Vadim. Și atunci nu erau numai tineri în derută, erau țară întreagă în derută cumva. Deci sunt un pic mai optimist, cred că fiecare generație tânără, dacă nu are derută, încearcă să-și o găsească, pentru că au nevoie să se joace cu întrebările. După ce nu mai ești în generația tânără, deja ți-ai căpătat răspunsurile și chiar poți ajunge să le ții în brațe, să devii dependentă sau dependent de răspunsuri, e și la femei fenomenul și la bărbați. Dar cred că jocul cu întrebările e ceva specific tinerilor. Dar pare că e mult mai mare deruta datorită acestei presiuni a mediilor de socializare în generația de astăzi.
ajutorul instituțiilor de altă dată pare a fi o ancoră. Astăzi nu ne bazăm pe părinți, decât în mică măsură și în pandemie. Ne uităm la influenceri și influencerii ne zăpăcesc. Încotro să o luăm? Cred că aici statul nu ne dă niciun ajutor din punctul ăsta de vedere. Dar statul nu ajută pe absolut nimeni, practic, pe membrii de partid ai partidelor aflate la putere. Da. Cred că aici trebuie discutat chiar cu tinerii. Și discuția trebuie un pic filtrată, pentru că unde te afli ca aspirații, adică orice sociolog când îi dai un grup are reflexul să-l împartă un pic și să discute pe nuanțe, să discute nuanțat despre fiecare subgrup. Ce probleme ai când ești tânăr în București diferă de cele pe care ai când ești într-un orașel mic din Moldova. De asemenea, tinerii care au fost în străinătate, cei care s-au întors, cum s-au întors? S-au întors așa o mică pauză ca să-și continue cariera profesională în vest după aceea. Că fi de arhitect, că fi de zidar, nu contează. Sau s-au întors amari, s-au întors supărați. Și astea sunt niște lucruri care sunt foarte importante. Dar nu, cum să spun, tinerii care n-au avut de rută sunt tinerii înspământători. Tinerii legionari n-aveau de rută. Erau foarte siguri de ceea ce simt. Tinerii naziști, mult mai mulți și mai importanți în istoria umanității, într-un sens toxic. Nu era niciun dubiu acolo de ce trebuie să urmeze. Deci hai să lăsăm... Deci deruta e bună. Deruta e bună, mai și pun și altfel problema. Dacă nu faci năzbâtii sau greșeli în adolescență, le vei face când ești adult. Și când ești adult poți să aibă consecințe penale foarte grave. Hai, explorează. La un alt nivel așa stau lucrurile și vis-a-vis de tineri. Acum, când vine vorba de votul pentru formațiuni extremiste, pentru mine situația seamănă cu victoria unor candidați care sunt corupți, acuzați de corupție, de corupție dovedită. Și sunt întrebat deseori după astfel de scrutine locale, că de obicei locale sunt. De ce a câștigat? De ce a votat lumea corupți? Și întotdeauna întreb, a existat competiție? Lăsați corupția o secundă la o parte. S-a luptat cineva cu acel candidat? Sau a fost doar, hai să punem un nume acolo, că oricum nu avem nicio șansă? Și de cele mai multe ori descoperi că, din motive care n-au de-a face cu corupția, restul ce ne-a abandonat pista. La AUR și tineri, AUR este favorizat, dar nu obține, cum să spun, nu își obține majoritatea votanților din rândul tinerilor, să ne înțelegem, dar are o performanță bună în rândul tinerilor și pentru că marea majoritate a partidelor nu dau atenție tinerilor. Și asta se întâmplă din motive demografice. Este, cum să spun, exact ca la calculele de piață din domenii comerciale. Unde sunt majoritatea votanților? 45-64 ani. De ce? Decretul lui Ceaușescu. Erau ani în care se nășteau 4-5-600 de mii de oameni în fiecare an. Știți câți oameni se nășteau acum 18-19 sau 20 de ani în fiecare an? 200 de mii. Deci vorbim despre niște cohorte, le spunem în sociologie, oameni născuți într-un an, sunt niște cohorte foarte mari, care sunt la vârsta maturității, și niște cohorte mai micuțe de oameni tineri. Și atunci partidele se uită la asta, uitați, despre ce se comunică. Cui se adresează candidații la Primăria Bucureștii, de exemplu, care a devenit un eveniment național și un fenomen național ce se întâmplă. Se adresează votanților chiar de vârsta a doua, dar niciun caz tineri. Și atunci tinerii cumva trebuie să-și găsească drumul, trebuie să-și găsească ei propria lor modalitate de a se racorda la dezbaterile de pe scena politică. Dacă nu vine cineva să le spună ceva, găsesc ei o modalitate de a se conecta și pentru unii asta înseamnă AUR. Dacă tot ați vorbit despre alegerile din București, v-aș întreba cine credeți că e mai cool pentru tineri? Un matematician precum Nicușor Dan, un candidat cu un rol interesant în cazul colectiv precum Cristian Popescu Piedone, care apare în târguri și piețe cu usturoi la gât și Biblia pe masă, un doctor, manager al Spitalului Universitar. Cine credeți că e mai magnetic pentru tineri? Păi, pentru unii tineri să fie Nicușor Dan și pentru alții Piedone, care să rezolvi... Din ce motive? La Nicușor Dan e un mecanism care se activează deseori, în afară de autoidentificarea simplă.
Ăsta este un om care e expert la ceva și eu mă simt și eu expert ca tânăr la ceva și... Dar mai e ceva. E ceva ce s-a activat la vis-a-vis de Iohannis în toată România în, între turul 1 și turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2014. Când în dezbateri, mai ales în prima dezbatere, dacă vă amintiți, Victor Ponta era foarte energic, foarte agresiv chiar. Când asistăm la un huligan care bate un bătrânel, nu putem să intervenim pentru că ne e frică. Dacă ne bate și pe noi. Dar la vot poți să reacționezi. Ești protejat cumva. Poți să te duci să votezi în cabina de vot pentru persoana nedreptățită. Poți să-ți manifesti furia într-un fel. Poți să-ți manifesti simțul justițiar. E posibil că așa ceva se întâmple și vis-a-vis de Nicușor Dan în rândul tinerilor. Acum, apetența, să zic așa, o să fie mare la tinerii cu studii superioare sau studenți cu drept de vot în București. La mulți tineri cu studii medii contează autenticitatea. Și aici Piedone s-ar putea să marcheze niște puncte. Colectivul a fost acum 8 ani și jumătate. Este ceva, o suferință altei generații. Nu cred că se face corelația așa de ușor. Nu văd cum exact ar putea să stea Cârstoiu bine în rândul tinerilor, dar asta nu înseamnă că, de exemplu, se duce la înfrângere din cauza asta. Dar mi-e un pic mai greu să văd de ce l-ar vota un tânăr. Dar nu exclus. Trăim în epoca emoțiilor, așa spuneați, în contextul alegerilor din 2020. Ce fel de mesaje care să strânească, ce fel de emoții ar trebui să lanseze? Ok, am dat exemplu pe acești trei candidați, dar în general candidații pentru a-i mobiliza pe tineri. Vorbim foarte mult despre tineri, dar din punctul ăsta de vedere, cred că lucrurile sunt similare pentru marea majoritate a românilor. În primul rând, lipsește optimismul. Este un lucru de care este mare nevoie în clipa de față. Aici suferă foarte mult alianța aflată la guvernare, pentru că au în frunte doi oameni care sunt deja la putere de foarte mult timp, actualul prim-ministru și precedentul prim-ministru. Foarte greu să mai livreze ei optimism. De asemenea, e o mare nevoie de schimbare. Statul este disfuncțional și românii știu asta. În special sistemul de sănătate, pentru că acolo, cum să spun, acelea te afectează în toate felurile. Pe tine, părinții tăi, copiii tăi și soția, soțul, iubita, iubitul. Dar instituțiile statului care nu funcționează în folosul cetățenilor sunt foarte multe. Deci nevoia de schimbare este colosală. Mai sunt și alte lucruri care pot fi spuse și care pot să mobilizeze oamenii, numai că, după cum observați, unele din ele nu pot fi ușor folosite. E foarte greu când tema principală, de exemplu, a PSD și PNL, care sunt partide foarte mari și puternice, este stabilitatea și sunt la putere de mult timp, e greu să capteze emoțiile astea. Unul din motivele pentru care, de exemplu, eu locuind la Cluj, aud infinit mai mult despre ce se întâmplă în alegerile pentru primăria municipiului București decât aud despre primăria orașului meu sau despre alegerea pentru Consiliul Județean de la mine din județ, este că alianța PSD-PNL a făcut un fel de, să spun așa, un fel de refocalizare. Ei nu pot să promoveze pe Marcel Ciolacu și pe Nicolae Ciucă. Nu mai au ce. Sunt oameni destul de epuizați. Lumea știe ce pot. Și atunci pune lumina pe Cârstoiu, care figură nouă. Și duce bătălia de la București prin planul național, încercând să se promoveze prin Cârstoiu și, cum să spun, ei să-l mărească pe Cârstoiu, Cârstoiu să-i mărească pe ei. E o figură nouă, dar e o atitudine nouă. Aici cred că în primul rând vor vorbi rezultatele. Ar trebui și vorbi cu oameni care au mai multă experiență în comunicare decât mine. Am personal, și asta nu are niciun fel de valoare statistică, Cârstoiu polarizează destul de mult. Știu oameni care îl plac foarte mult, care nu îl plac deloc. Și asta nu ține neapărat de opțiunilor politice. Deci încă e neclar ce și cum ce efect va avea Cârstoiu asupra alegerilor. Dar să nu uităm un lucru. Dacă el ia locul 2 sau locul 3, e înfrângerea lui. Dacă obține victoria, e victoria lui Ciucă și Ciolacu. Dar această lume politică care a devenit se sugrumă, se asfixiază. Cum s-a ajuns în această... Cum arată această
lume închisă în sine. Abia găsește, iată, au găsit foarte greu un cârstoiu. Abia l-au găsit. Excluzând-o pe Gabriela Firea. Încet, încet începe să se epuizeze bazinul oamenilor care sunt dispuși să intre în politică. Se face o selecție negativă. Practic, cine nu a plecat în străinătate, cine nu are o meserie, cine nu are activitate în societatea civilă, ce-a mai rămas? Intrați în politică. De asemenea, în partide, în special triada PSD, PDL, PNL, care acum au devenit două, campaniile anticorupție au rașchetat generații întregi de politicieni și care resurse umane nu și-au revenit niciodată. Oameni ca Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciucă, pe vremea lui Năstase sau chiar Ponta, ar fi fost mult mai jos în ierarhie. Și nu mă refer aici că ar avea niște defecte care, uman vorbind, i-ar face respingători. Nu. Vorbesc strict de abilitate politică. Poți să fii un om absolut remarcabil, un om de bun, cu mult bun simț, fără aroganță, un om modest, și să fim politician slab. Dar a apărut această criză de resurse umane și cred că peste toate vine acest război care este la graniță, care este, cum să spun, foarte important pentru viitorul nostru și al Europei. Și asta a blocat foarte multe lucruri care pentru cei care lucrăm în consultanța politică erau naturale. Nu trebuia să existe alianță PSD-PNL. Nu trebuia să mai existe nici coaliție. Unul din cele două partide trebuia să plece de la guvernare și să joace rolul drept opoziție față de celălalt și astfel să se monopolizeze foarte frumos scena politică. Astfel încât orice se întâmplă, unul din aceste două partide să aibă batonul schimbării și optimismului și celălalt să aibă, să zicem, mesajul stabilității, puterea în instituții în ziua votului și așa mai departe. Tot acest dans care este extrem de simplu și de natural și pe care politicienii îl simt în fibra lor și cei din PSD și cei din PNL, totul este blocat de război. România, să ne axăm, de exemplu, doar pe cum vede președintele Iohannis lucrurile. România trebuie să aibă această majoritate. Și dacă această majoritate trebuie să însemne și o alianță la europarlamentare, asta va însemna. Și asta duce la o lipsă de chef. Sunt foarte mulți politicieni, la PNL e mai vizibil, dar nici în PSD nu este extaz, care pur și simplu nu le mai pasă cine e președintele partidului. Nu le mai pasă unde se duce partidul. Nu le mai pasă cine e candidatul la prezidențiale. Pentru că sunt niște priorități care n-au de-a face cu jocul politic, cu bătălia pentru procente, cu ceea ce înseamnă experiența ta ca politician de cum o să obții voturi în anul electoral. Sunt niște considerente care sunt de importanță mai mare. Și atunci, dacă nu ai agency, cum se spune în engleză, dacă nu ai controlul, te demobilizezi, te dezinteresezi. Și asta adaugă, acest element psihologic adaugă la sentimentul de sugrum, de scenă politică amorțită sau obosită. Dar apar tot timpul niște rude care sunt numite secretar de stat, îi muți de acolo până... De unde apar? De ce rămâi în această relație de rudenie? Deși simți că te asfixiezi, că ești plictisit, că ești sătul. Cred că chiar asta e logica. Am intrat, în ghilimele, nu că aș fi făcut-o eu, dar vreodată, dar oamenii intră în partide, hai să formulez așa. Intră în partide ca să pună pâine pe masă. Acum a crescut nivelul, să nu mai suntem chiar în 2002. Să am credit. Nu mai e pâinea pe masă, să am credit. Și statul este acea chestie din care ne hrănim noi și familiile noastre. Singurul care a mai ridicat din sprâncene a fost Bolojan, care în mod faimos acum vreo 9 luni, un an, a spus într-o ședință la PNL și a ajuns și în presă chestia asta. Dar noi de ce suntem la guvernare? De ce nu facem, nu ca să facem niște reforme, să schimbăm niște chestii? Și lumea s-a uitat la el ca la marțian. Ce caută ăsta cu ideile astea? Mai știe cineva de Bolojan? E discutat de prezidențial? Nimic. Gata. Deci, partidul ăsta a fost foarte mult timp, zeci de ani. Apar însă niște presiuni din societate, întâi s-au văzut prin apariția USR, deloc întâmplător, în urma colectiv. Lucrurile stau în felul următor, a existat această iluzie și acum văd că apare din nou. Pot să trăiesc, eu cetățean, la privat. Pizza se livrează de la privat, am sharing, da, aplicații de sharing cu care să mă duc în centru vechi, la un restaurant privat,
Da? Și după aceea, eventual, persoana cu care mă cuplez acolo, duc acasă și ne uităm la un film pe un televizor care este în apartamentul privat, filmul este de pe o rețea privată care transmite emisiuni și așa mai departe. Deci viața mea la privat. Am probleme cu sănătatea, abonament privat. Nu-mi pasă de stat. Statul mi-a o taxă din salariu, eu nici nu o văd. Și asta este. După care a venit colectiv. Și colectiv a semnalat unei generații, stai clipă, nu se poate. Mai devreme sau mai târziu ajungi la stat. Și trebuie să ai un stat minim funcțional. Și asta a trezit o generație. Acum văd cum apare și aud de la tinerii de acum, care au acum vârsta celor care au trăit colectivul, cum ei spun exact același lucru ca înainte de colectiv. Dar ce contează statul? Hai că nu are importanță, hai că nu știu ce, hai că nu știu cum. Și pentru ei, din nefericire, va veni un moment ăsta de trezire. Și ce trăim acum este un moment destul de interesant în care să lăsăm la o parte aur. Încă se ajustează, ca să mă exprim așa, taberele. Efortul ăsta de a reforma statul este foarte sinuos, se lovește de multe obstacole, partidele celelalte, cele ale sistemului, trec și ele printr-o criză destul de puternică. Ca să fiu foarte concret, avem prezidențiale anul ăsta, PSD, PDL și PNL, acum 15 ani, au propus 3 candidați, care în primul tur a luat 83%, acum 10 ani, 68%, acum 5 ani, 62%, acum Ciolacu și Ciucă au în sondaje împreună 31% în turul 1. Din, atenție, dintr-o masă de participanți la voți mult redusă față de anii trecuți. Da, dar hai să lăsăm doar pe procente. Ei stăpânesc din ce în ce mai puțin țara pentru că ei erau, cum să spun, sunt partide în bună măsură croite pentru o anumită Românie. O Românie în care existau televiziunile de știri și asta era un mijlocul prin care transmiteai mesaje foarte clar, în care ruralul era foarte important, în care ruralul era foarte sărac. România nu mai este cea de acum 20 de ani, mai ales în mediul rural se simte schimbarea. Pentru că, da, a pătruns internetul, dar a pătruns și prosperitatea, în special în Moldova, mai mult în Moldova decât în alte regiuni. Și, cum să vă spun, efectul scăderii sărăciei este incredibil. Este ca și când pentru prima dată oamenii pot să audă, ca și când se destupă urechile. Pentru că au libertatea pentru prima dată în 10 de ani să spună niște întrebări. Cât timp stai sub piatra de moară a foametei, a fricii de foamete, nu ai libertate. În momentul însă când încet, încet în familie încep să intre niște surse de venit consistente din vest sau măcar pe care să te poți baza, ai și un pic de libertate. Și libertatea asta se poate însă manifesta în foarte multe feluri. Vorbeam de Moldova. Moldova a trecut prin schimbări foarte mari. Acum 15 ani era un fief PSD. Apropo de Moldova este un fel de microcosm a schimbării de care tocmai vă vorbeam, de la 83% la 31%. Era un fief PSD. Între timp a devenit un loc în care Iohannis a obținut victorii majore în 2014 contra lui Ponta, apoi USR și acum AUR stă foarte bine acolo. Dar vedeți o întoarcere de la, sau schimbare de la o zonă în care prima status quo-ul, un partid puternic, ne dă bani, nu ne dă bani, pupă mâna la domnul Sechelariu sau cum îi chemau pe toți, pe Hrebenciuc și așa mai departe. Și cum încet, încet a devenit un loc unde oamenii sunt chestionează din ce în ce mai mult autoritatea, ceea ce înseamnă și să voteze formații în antisistem. Mai sunt baroni locali? Îi mai simțim? A fost o epocă. Mai sunt astăzi astfel de monopolizări teritoriale? Cred că mai sunt, dar sunt destul de puține. Sunt de la oameni obosiți. Nu pot să zic vârstnici, pentru că nu e vorba de vârsta din buletin, dar e vârsta politică. Și, în genere, sunt baroni mult mai constructivi. Lucrurile care s-au făcut în Alba Iulia, în Suceava, în Oradea, în Cluj, cum să spun, moștenirea oamenilor politici care au fost acolo și care au câștigat o droaie de alegeri la rând e alta decât, nu știu, moștenirea lui Oprișan sau nu știu ce au lăsat în urmă alți baroni între timp dispăruți. Deci un pic mai productivi așa la vest și la nord. Au și lăsat ceva în urmă. Dar altfel nu mi se pare că vorbim
de același tip de relații ca acum 20-30 de ani în restul țării. S-ar putea să mă înșel. Ai fost vreodată, iată, au trecut atâtea alegeri, ai fost la alegeri, ai regretat? Ai fost prost vreodată? Vorba aia. Da. Cum fascinația, ești sociolog, ai țiglele pe casă, cum se spune. Uh-huh. Ai fost vreodată prost? Da. Ți-ai dat pumni în cap? Normal. Ați dat pumni în cap. Este uman. Sau e românește. Puteți să jonglăm cu ambele. Dacă ne poți povesti puțin istorie. Nu vine în cap ceva anume. Cred că, și asta pentru că nu am suferit foarte mult. Când votezi pe cineva, nu te căsătorești cu mână. Este o decizie pe care o iei și asta este una din părțile superbe ale democrației. Poți să decizi 4-5 ani mai târziu că ai greșit și să votezi opoziția. Deci nu e... N-aș pune problema în sensul ăsta. Eu personal, întotdeauna când mă duc la vot și votez de fiecare dată când sunt alegeri, mă gândesc la tinerii care au murit în 89. Cam foarte multe licee din București, non-bucureștenii nu prea știu asta, dar foarte multe licee din București au la intrarea elevilor o mică plăcuță unde sunt trecute numele elevilor acelui liceu care a murit în 89. Deci elevi de a 10-a, de a 11-a, de a 12-a. Și nu poți să vezi o plăcuță de asta și să nu simți nimic, chiar nimic. Adică ăștia sunt niște oameni care au murit, niște destine frânte la o vârstă foarte timpurie. Pentru că noi să stăm acum, iată, nu la coadă, la unt, în ultima țară alături de Coreea de Nord și Cuba, care este comunistă, ci să putem să avem această discuție. Și din punctul de vedere, asta m-a motivat întotdeauna să votez. Dar nu am crezut niciodată că e un factor care să motiveze pe alții. Eu cred că votul, în genere, în România, este o afirmație. Da, poți să afirm lucruri și pe social media. Dar oamenii vin la vot și pun ștampila undeva ca să spună ceva. Poate fi aprobare, poate fi un canal anume de exprimare a furiei, dar ei în sfârșit doresc să fie ascultați. Nu prea avem mecanisme între alegeri pentru ca oamenii să transmită ceea ce gândesc. Și asta uneori se vede în proteste. N-a fost cazul în ultimii ani. Da, eu te-aș întreba puțin invers față de Eugen, în contextul în care aud adesea că alegătorii sunt dezamăgiți de fapt de votul pe care l-au acordat. Ai fost vreodată deștept? Ai fost vreodată mulțumit de votul tău? Da, în măsura în care un politician, și asta se întâmplă destul de des, a făcut ceea ce a spus că o să facă, măcar în linii mari. Acum, dezamăgirea, e un paradox aici. Lumea nu vrea promisiuni. Orice fel de program electoral, însă, va conține promisiuni. Voi face ABC. Și dacă nu dai posibilitatea unui politician să facă aceste promisiuni, să facem abstracție o secundă de cuvânt, că sună, poate și el are deja o textură peiorativă, în momentul ăla de ce îl votezi? Votezi că ți se pare că e ca lumea. Nu așa funcționează democrația. Democrația nu funcționează prin găsirea oamenilor optimi, așa, în abstract. Poți să alegi niște oameni care, cum să spun, au uneori intenții defavorabile, dar instituțiile funcționează să-i limiteze. Deci, practic, ce vreau să spun este că e nevoie de un program. E nevoie de un care să spună vreau să fac astea trei lucruri. Altfel, dezamăgirea este, într-adevăr, are de ce să apară, pentru că nu mai știi de ce l-ai votat. Tăcere. Poți să lași tăcere. Să-i lași pe ceilalți să-ți aleagă președintele. Poți însă după aia să te mai plângi? Da, de ce nu? Mediile de socializare îți dau ocazia. Cine știe dacă ai votat sau nu? Mai mult decât atât. Tu știi. Dar și sinele știm asta, că îl poți întoarce pe toate felurile. În toate felurile. Dacă faci sondaje după un scrutin, poate fi și la în distanță. Există o tendință foarte puternică ca să vezi cum mai mulți oameni spun că au votat cu câștigătorul decât au votat de fapt. Și nu e întotdeauna minciună. Nu sunt neapărat oameni care spun hai să mint.
ci e vorba de funcția constructivă a memoriei. Și aici testul e foarte simplu. Câți oameni, știm doar noi trei care suntem aici, dar aminte cei care ne aud, câți oameni știm care spun că au votat în 1990 pe rațiu? Milioane se fac. Dacă începem să-i adunăm și să eliminăm dublurile, da? Deci oamenii cu care am vorbit, doi de aici, și începem să facem o listă cu nume și prenume, descoperim că rațiul ar fi câștigat alegerile și nu le-a câștigat. Deci e și o funcție constructivă a memoriei. Da, câtă lume te aștepți anul ăsta să rămână în tăcere? Adică ce prezență la vot, de fapt, o să fie? O să ne obosească atâtea rânduri de alegeri până când o să rămânem acasă, sau dimpotrivă o să ne mobilizeze, să arătăm, să facem această afirmație despre care vorbeai? În mod cert, este un pericol ca ultimul set de alegeri, care sunt alegerile pentru Parlamentul României, să aibă o prezență foarte mică. Sunt destul de optimist apropo de prezența la vot la aceste alegeri care vin, pentru că sunt 3 ani și jumătate de când nu s-a mai votat în niciun fel. S-a adunat, ca să rămân în parametrii metaforei mele de mai devreme, s-au adunat multe lucruri de spus. După care, foarte repede, la câteva luni după aceea, vin alegerile prezidențiale. Ele întotdeauna sunt foarte importante pentru români, ceea ce este trist. Parlamentarele ar trebui să fie, Constituția este destul de clară, dar românii au așa acest apetit pentru confruntarea între persoane. Și la alegerile locale se vede, deci bătălia între candidați la primărie. Și probabil că, da, la parlamentare va exista un sentiment destul de general de oboseală. Mi-am spus oful, cu care ocazie am și votat la locale, am ales președintele, acum mai și lăsați-mă în pace. Și ăla va fi, acel moment va fi poate destul de sensibil. Dar o recomandare foarte, foarte importantă este să nu vă uitați cu atenție la prezență indicată ca procente, deci acea prezență oficială. Pe listele de votanți sunt, conform autorității electorale permanente, un anunț de ieri, 18,9 milioane persoane cu drept de vot. Acum 20 de ani erau 18,2. Numărul a crescut cu 700.000, deși diferența dintre oamenii care au împlinit 18 ani în fiecare an și au căpătat drept de vot și cei care au murit, înseamnă că în 20 de ani ar fi trebuit să scadă cu 1,3 milioane. Listele electorale sunt Schweizer. De asemenea, pe liste se află milioane de români care sunt în străinătate și, din diferite motive, nu au simțit nevoia să spună am domiciliu în străinătate. 900.000 au spus asta. Dar multe alte milioane n-au spus. Și poate că nici nu au domiciliu. Ce înseamnă asta? Este că dacă la vot, de exemplu, vin 7 milioane de oameni în țară, conform listelor oficiale, asta înseamnă o prezență de 37%, ce e slab. 33% și un pic. Când în realitate, din cei 13 milioane care avem drept de vot, suntem în țară, e 54%. În alte cuvinte, listele sunt atât de prost menținute, dacă ne amintim din școala generală și școala primară, da? Deci numitorul este atât de prost alcătuit, că prezența o să pară mai mică decât e de fapt. Deci nu vă îngrijorați când vedeți prezență mică sau 30 și ceva la sută, sau... nu contează asta atât de mult. Important este să vedem cum se va schimba de-a lungul anului. Suntem la sfârșitul politicii, la capătul democrației. Cum vezi povestea asta? Cred că... mai are vreun sens politica? Mai are vreun sens să vorbim de democrație când e mai degrabă consumism, capitalism? Și nici capitalism mai e. Cred că întrebările astea vor căpăta altă rezonanță peste fix un an. Alegerile din acest an pot fi văzute de finalul unei epoci, de exemplu se termină mandatele lui Iohannis, dar cred că sunt de fapt începutul unei perioade foarte interesante. România este într-o criză bugetară absolut colosală și nu exclud ideea că alegerile de anul ăsta să fie exact precum cele din 2009, victorii otrăvite. Cine a câștigat și la putere e nenorocit. Pentru că va trebui să managereze un dezastru social. Cel economic devine social. Și nu exclud ideea ca peste un an, deja început de aprilie 2025, să purtăm o discuție poate tot în locul ăsta, în timp ce încercăm să atenuăm pe cât se poate zgomotul protestelor de afară.
și oamenii care bat în stil argentinian în crătițe sau aruncă petarde sau cine știe ce alte chestii spre forțele de ordine. Deci din punctul ăsta de vedere, nu cred că vorbim de, cel puțin în România, nu vorbim de sfârșitul istoriei. Democrația se schimbă și avem niște instituții peste tot pe glob care nu sunt acordate la lumea în care trăim. Va trebui să ajusteze un pic. Când a apărut, de exemplu, ideea de democrație reprezentativă, transportul era foarte, foarte dificil și anevoios. Era imposibil pentru reprezentantul statului Massachusetts să comunice cu oamenii din statul Massachusetts. N-avea cum. Dar minte să și ajungă acolo. Acum poți să afli ce gândesc oamenii, poți să le ceri părerea. Evident că e și un filtru de informare care e important, de educare. Dar multe din lucrurile pe care acum le luăm drept foarte, cum să spun, tradiționale și ușor de menținut, se vor schimba în timp. Schimbarea nu cred că va începe aici. Deci nu cred că România va fi o societate în care se adopte rapid astfel de idei. Dar în momentul în care și relația dintre, cum să spun, exprimarea relației dintre cetățeni și politicieni se va schimba, încet, încet schimbarea se va propaga și spre aici. Păi cum? Ne prăbușim cu tot cu credite, ne prăbușim cu tot cu salariile atât de mari, ne prăbușim în doar un an. Într-adevăr, România, e bugetul, da, România. România nu se prăbușește, bugetul se prăbușește. Și odată cu el... Da, asta de obicei se întâmplă. Pentru cine am trăit 2007-2010, da, cam, e o diferență de una. Nu ne mai ducem la mall. Ne ducem la mall să cumpărăm. Ce facem? O să ne ducem ca să ne deprimăm? Ne ducem la mall să ne luăm supa oferită de stat. Da, acum e foarte bună observare. Într-adevăr, economia românească în sine, consumul duduie. Deci nu este o problemă. Statul are, dar e o iluzie. Desigur. Desigur, tot este o iluzie. Dar asta spun că urmează niște ani care s-ar putea să fie mai interesanți decât anul ăsta cu alegeri. Pentru că după parlamentarele care sunt în decembrie, următoarele alegeri sunt pe 27 septembrie 2028. Sunt locale. Deci avem 2025, 26, 27 și 3 sferturi de 2028 fără alegeri. Ce ne alegem anul ăsta, președinte, prin parlament, așa rămâne. Foarte mult timp. Și noi nu prea avem instituții ca să putem să, cum se spune la britanici, recall, să poți să ceri electoratul din circumscripție. Asta vreau să avem alegeri, să verificăm dacă mai merită acest politician să rămână. Și atunci vor veni niște ani când trebuie să știi să guvernezi bine, nu neapărat să câștigi alegeri. Și s-ar putea să fie mult mai dificil pentru foarte mulți. Și nici o cultură a rușinii nu avem. Nu-și dă nimeni demisia, ca să zici, domnule, facem alegeri, numim pe altcineva, reformăm. Ca să-ți dai demisia, trebuie să ai un sine care este non-politic. Trebuie să ai ceva spre care să poți să te îndrepti și să spui, din cauza asta eu nu pot să mai continui în politică. Oamenii care nu au decât politică nu au acest sine. Eu exist, eu de asta trăiesc. Ce să fac? Dacă îmi dau demisia, cum mai trăiesc eu viața? Ce mă apuc de muncă? Mă duc la muncă în Occident? Mă apuc de muncă în mediul privat? De asta am intrat în politică. Deci, instituția rușinii poate să existe, dar numai la oameni care au această instanță exterioară, care poate fi familia, poate fi în anumite cazuri comunitatea, poate fi educația. Există demisii de rușine în și toate România. Sunt parazitate în România. Educația, știm cum e. Unii și-au luat educația de acasă, nu povestea. Aia de acasă nu, dar da. Educația, vreau să spun. Școlile, le-ai parazitate, ai făcut o facultate ca piedonă, la Pitești, la nu știu ce, ai ajuns primar. Familia ți-a numit-o politic, în stânga, în dreapta, pe cât a fost posibil. Deci, iată, instituții parazitate legate de ceea ce spuneai. E complicat să ai impulsul rușinii și impulsul plecării într-o poziție politică. Da, dacă vom vedea plecări în 2025-2028, vor fi sub niște presiuni sociale destul de mari. Deci vezi un popor revoltat în revoltat viitor? La diateza pasivă, da. Care este forțat să se revolte. Nu cred că se vorbește acum
este o mică, cum să spun, o mică bombiță pe care coaliția actuală de guvernare o plasează viitoarei coaliții de guvernare, care s-ar putea să fie aceeași. Și anume, acoperă foarte bine mass media, produce probleme imense USR-ului, de exemplu, pe care i-a scufundat cu totul, cu plapuma i-a sugrumat. Dar acoperă de asemenea informații cu privire la inflația din România, prima din Uniunea Europeană, mărimea deficitului bugetar, care este ieșită din comun, lună după lună. Informațiile astea, da, ok, faptul că le acoperi ajută la scoruri. Sunt niște informații care nu mai ajung la votanți. Și poate că unii dintre ei, din cauza asta, nu vin la vot, sau poate că, în loc să nu vină la vot, votează pe cei care sunt la putere. Nicio problemă pe termen scurt. Dar în 2025, când trebuie să faci ceva, șocul va fi foarte mare. Pentru că oamenii vor avea sentimentul că au fost mințiți, că nu li s-a spus ce și cum. Și vor avea dreptate. Și în 2025 nu va fi la fel finanțarea partidelor, finanțare din care partidele vor direcționa către televiziuni ca să acopere mesajul? Adică ce ne face să credem că practica asta nu se va schimba într-un an? Dacă televiziunile ar fi avut importanța pe care politicienii visează că aveau, noi acum aveam numai președinți PSD. Din 1990 până acum. Poate că ar fi câștigat Iohannis în 2019. Poate. Televiziunile sunt foarte importante pentru politicieni pentru că ei înțeleg televiziunile. Dacă ai niște foarte puține unelte la dispoziție, ele devin foarte importante pentru tine. Poate că nu sunt potrivite, dar sunt singurele pe care le ai. Televiziunile și primarii. Altă obsesie. Câți primari avem? Numărul de voturi pe care le aduce un primar la parlamentare partidului său e în scădere din anii 90 până acum, de la 5.000 de voturi per primar la 2.000. Și s-ar putea să ajungem acum și mai jos. Pentru că mărimea comunităților rurale scade din motive naturale. E o scară de bloc. Da, primarii sunt prin definiție, cum să spun, numărul primarilor e la fel, dar populația rurală scade. Impactul primarului e din ce în ce mai mic. Dar politicienii vorbesc foarte mult despre primari și câți primari avem, pentru că ea asta controlează, ea asta poate să măsoare. Cum să măsori TikTok? Ce să faci când ai fost prim-ministru, inflația a crescut foarte mult și lumea nu are încredere în tine, nu te place. Mai mult, te compară cu oameni din istoria partidului tău, nu de pe scena politică, din istoria partidului tău și spun, erau mult mai buni, Antonescu și Băsescu, Crin Antonescu, respectiv Năstase și Ponta. Ce să faci atunci? Și atunci încerci și tu ce poți, te uiți ce am pe masă eu ca politician, eu PSD, eu PNR de exemplu, ce pot să fac? Televiziuni și primari. Că asta, când am intrat eu în politică în 2000, alea erau. Ce să învăț eu nou? Și nici nu invidiez. Adică nu este, uitați-vă și pe glob, este un mediu incredibil de dificil în care să faci politică. Foarte multe informații non-politice care atrag atenția, de la glumițe pe TikTok și o întreagă industrie a divertismentului, foarte ușor pentru populiști care dau mesaje clare, inteligibile și perfect greșite, adică care nu răspund problemelor, dar pe care toată lumea le înțelege. O supraexpunere din partea mass media. Orice defect ai, orice problemă ai, se află foarte ușor. Deci e greu să fii politician nu numai în România și nu numai de la anumite partide, ci peste tot. Dictaturi? Suntem cu Putin, Orban, micuțul Orban. În genere eu evit să facă Trump formulări anecdotale, dar românul e acel om care la bere ți-l laudă pe Ceaușescu și când îi pui pe buletinul de vot un potențial dictator și îi spui uite, este exact ca Ceaușescu, nu-l votează. Există o relație pe care un psiholog cred că poate să o analizeze mai bine, foarte asemănătoare cu cea dintre un adolescent și tatălui, un adolescent de sex masculin și tatălui, cea pe care au românii cu președinții, potențialii dictatori, caută personalitatea cu putere, cu dinamism și evită să susțină persoana respectivă dincolo de anumit punct sau până în pânzele albe. Deci există un fel de reflex, ca să spun, antidictatorial în România. Nu pentru toți românii, dar în practică există. În practică
oamenii care au încercat sau au avut valențe dictatoriale, mai devreme sau mai târziu au fost respinși. Deci la noi se pare că noi suntem inoculați vis-a-vis de chestia asta. Nu prea știm încă pe cine o să alegem, între cine și cine vom avea de ales la alegerile prezidențiale. De ce nu știm? Nu ar fi trebuit să știm până acum? În mod normal, partidele foloseau alegerile pentru Parlamentul European în trecut ca un fel de mega sondaj gratis, la care veneau la vot jumătate din oamenii care urmau să vină la vot la prezidențiale și de obicei nu exista o diferență imensă de opțiuni de vot între cele două jumătăți. Vorbesc de turul 1. Cine venea în turul 2, acolo era, sau numai în turul 2, acolo e cu totul alt spațiu, cu totul altă poveste. Ce este interesant este că au fost devansate alegerile prezidențiale și asta este, deci mutate din decembrie până în septembrie, și asta este o mișcare la care sunt practic sigur că nu a fost gândită până în ultimele sale consecințe, pentru că este incredibil de riscantă. Și unul din modurile în care se manifestă acest risc este, ok, toată lumea așteaptă europarlamentarele să vadă, mergem cu președintele actual de partid sau cu altcineva? Asta e întrebare validă. În cazul alianței PSD-PNL, mergem cu un președinte, mergem cu celălalt, mergem cu un al treilea, mergem cu candidaturi separate, un al treilea posibil candidat. Problema este că alegerile prezidențiale fiind la mijlocul lui septembrie, turul 1, deci este pe 15 septembrie, campania pentru turul 1 începe pe 15 august. Pe 15 august trebuie să fi fost strânse deja cele 200.000 de semnături pentru candidat, iar europarlamentarele sunt pe 9 iunie. Deci ai o perioadă de 2 luni, hai să zicem că ia câteva săptămâni să strâng semnăturile. Ai o lună și un pic să găsești un candidat, să îți dai seama dacă vrei să păstrezi ce ai sau nu, să promovezi respectivul candidat. Asta s-ar putea să ducă la niște, hai să spun așa, decizii o să fie luate în grabă. Și nu există, din câte știu, nici măcar la nivel neoficial, grile sau arbori de scenarii. Dacă se întâmplă asta, ăsta va fi candidatul. Adică să poți să anunți lucrurile foarte repede. E posibil ca în lunile care vin, toate partidele să-și construiască astfel de grile. La ce sunt ele importante? Ca să anunți la 10 seara, în seara europarlamentarilor, iată ce urmează să facem la prezidențiale. Și deja ai setat direcția dezbaterii politice pentru următoarele luni. Deocamdată nu există astfel de mecanisme puse cap la cap. Dar da, este interesant că nu prea există candidaturi asumate. E foarte interesant. Și unul din motive, sugerez, este tocmai această distanță de 3 ani jumate între când au avut loc ultimele alegeri și acum. Nimeni nu este de fapt foarte sigur unde se află acei tineri care au împlinit 18 ani. În tot acest interval. Sunt aproximativ 800-900.000. Nimeni nu știe unde sunt ei distribuiți pe secții cu precizie. Pentru că unii dintre ei poate că au și migrat. Au murit în tot intervalul ăsta cam 1,2 milioane persoane, poate un pic mai mult. Unde sunt ei? Câți dintre ei au fost și șterși de pe liste? Câți, foarte important, câți români au migrat în ăștia 3 ani jumate? Câți au plecat la muncă? Noi știm că sunt pe liste electorale în Bistrița, în Iași, în Ialomița, dar nu știm de fapt dacă oamenii chiar sunt acolo sau au migrat. Până și detalii de genul ăsta sociologice și demografice sunt necunoscute. Deci de aceea există această prudență pentru absolut toată lumea. Prudență sau dezinteres? În mod natural, în politică, intri ca să faci lucruri și de obicei și ca să câștigi alegeri. Nu mi-e clar dacă suntem chiar în situația în care să nu vrea oameni să candideze la prezidențiale. Dar nu este exclus. Dacă mandatele lui Klaus Iohannis sunt luate drept model de potențiali candidați la prezidențiale, da. Adică nu ai văzut cine știe ce impact al președintelui în societate, poate în primul mandat, dar lumea a și uitat de primul mandat. Și atunci s-ar putea ca lumea din politică să fie mult mai atentă la poziția de prim-ministru. Atâta nebunii nebuloase, n-ai nebunit, nu nebunești, ce te ține? Ce te ține în priză, uite? Păi asta este meseria mea
și mi-am ales. Lasă meseria, omul din spatele meseriei. Păi în contextul ăsta se potrivesc. Eu mi-am ales, e foarte mult că mi-am ales meseria. Mi-au zis părinții, fă-te mamă sociolog, fă-te doctor, fă-te, ce erau, doctor, avocat, erau două, trei. Ah, și ASEU, evident, ASEU. Fă mama ASEU. Eu mi-am ales meseria, deci mă simt, cum să spun, precum fie fotbaliștii, fie antrenorii, dar asta în epoca când nu erau atât de puternice competițiile de club, când era Cupa Mondială și restul mai erau ceva competiții, campionatul național, Cupa Mondială, turneul final Cupei Mondiale. 3 ani jumate puteai să ai sezoane extraordinare, dacă atunci aveai gripă, game over, ai ratat Cupa Mondială, nu ești în istorie, nu scrie Chirilă despre tine în cărțile lui, nu află românii despre tine în capăt. Anul 2024 e foarte important pentru mine profesional și mă pasionează pentru că este vârful, într-adevăr, printr-un set de coincidențe, este o suprapunere a foarte multor tipuri despre tine.